Bună seara, Mihai! Bună, nu mă descurc, e o provocare foarte mare pentru mine. Reportajul ăsta, da, este o provocare pentru Mădă, e despre ea seara asta. Trebuia să o vezi cum a alergat pe tocuri pe aici, prin parcul ăsta mic. Pentru că Alfiță s-a dus, chiar acum l-a apucat să facă treaba mare, ce crezi? Și du-te până iarbă și eu nu știu cum se procedează și tot așa. Și eu nu știu, hai băiatul! Și eu nu știam că vom face această transmisiune directă, că așa este în televiziune, și automat eu mi-am luat tocuri. Trebuie să fii pregătită de surpriză de astea, Mădă. Da, dar îmi place. Câți câini ai? Hai la plimbare cu câinii în parc. Aștia toți sunt câinii lui Ruby? Acum 3 zile, 4 zile și-a făcut apariția în viața noastră, cel de-al patrulea cățel. Ai mai luat încă unul? Da. Că trece, trec și oamenii. Îi găsisem și stăpân. Da. Da. Eu mai dau un Mihai. Și mai are unul și mai are și pisici. Nu, ai unor vecini, îi mai plimb și eu în timpul liber, mai fac un ban cinstit. Nu, sunt cățelii mei. Și iubesc tare mult. Sunt copiii mei. Nu mușcă, nu? Sfâșie. Ah, dar mure. De ce mure? Sfâșie. Ce, mă? Sfore. A, sfore? Da. Obosit. Deja l-ai obosit când l-ai alergat aici prin parc, mă, da. Să știi că îmi place să ies cu câine. Hai să, mai, hai să continuăm prin parc. Păi te chem dimineața, te invit dimineața să vii pe la mine. Nu prea sunt matinală. Îți las o cheie? Dar nu sunt matinală, asta păi cu dimineața. Păi, dar nici eu. Nu știu asta ce să zic. E problema și la mine. Nu știu ce zic. Eu nu-l aud pe Mihai, dacă zice ceva. Zice, da? Da, adică nu, l-auzi, nu-i problema. Eu l-aud. A rămas fără cuvinte, Mihai, cred, nu, la vederea a tuturor suflet. Doamne ferește, n-am rămas fără cuvinte, dar m-au zis foarte greu și de-aia prefer să vă aud pe voi vorbind. Mamă, te-l-am găsit la Neamorin, acolo, în campingul circului. Simte mirosul de mâncare, așa? Bună, Mihai! E întârzierea foarte mare, de-aia prefer să nu-i mitraliem pe telespectatori și să faceți voi materialul. Am înțeles. Păi îți povestesc. Zilele trecute am fost la Neamărin, la filmări și... Așa. Înțeleg. Bun. Haide că îți povestesc. Zilele trecute am fost la Neamărin și în ultima zi de filmări de acolo am găsit o cățelușă nouă pe drumuri. Alfiță. Mi-a fost milă de ea, se ținea după niște oameni. Am zis, n-am cum să o las, haide că o iau, îi dau de mâncare, îi dau să bea. Și uite așa că m-am atașat de ea, a dormit cu mine în rulotă și am luat-o și acasă. I-am găsit doi stăpâni foarte, foarte drăguți, niște prieteni de-ai lui Robert. Și am dus-o acolo. După ce am dus-o la doctor, i-am făcut revizia tehnică, da, dar nu m-a lăsat inima să o las. Le-am lăsat-o oamenilor 5 minute în casă și m-am întors după aia plângând. Serios? Da. Ce frumos! E fetița mea și ea acum. Deci câți ai acum? Acum am 8 și tot acum 2 zile am mai găsit și o pisică pe care am adus-o de lângă Brașov, de la Codlea, fetița. Așa? Așa. Și pisicuța e la doctor și aș cam vrea o și pe ea acasă. Deci ai 4 Am 4 pisici, 4 căței. Cum te descurci cu 8 animale în casă? Foarte greu. Eu am fost la tine acasă, într-adevăr, duplexul ăsta e foarte frumos și e mare. Foarte dar chiar greu. Așa 8 animale nu e... E, și casa nouă nu prea mai e nouă de când cu atâtea, da, de când cu atâtea suflete. Dar n-aveai mai mulți? Ei au fost, nu vroiam o mai mulță. Da, știu-mi ceva. Visul meu din copilărie, dar acum s-a mai îndepărtat un pic, pentru că deja suntem depășiți numeric cu mult. Dar cum e cu curățenia? Așa cum am văzut, uite, am ieșit foarte greu. De 5 minute afară, au făcut nevoile fiziologice și a trebuit să strângi după, păi, după ei și sunt 4. Gândește-te că mai fac din când în când și în casă și la fel trebuie să strâng după ei și fac sunt 4. În casă? În fiecare dimineață când mă trezesc, trebuie să-mi petrec jumătate de oră strângând în urma lor. Dar nu-mi pare rău, nici mie, nici lui Robert. Noi suntem foarte mari iubitori de animale și cu toate că știm că viața noastră ar fi cu mult, mult, mult mai simplă, mult mai ușoară. Am putea merge și noi într-o vacanță, am putea ieși la un suc, am putea pleca de acasă și să fim liniștiți știind că ce se întâmplă, știind că acolo lucrurile merg, acasă sunt lucrurile ok, n-are nimeni ce și cum să distrugă, dar totodată viața noastră ar fi și... plictisitoare, rău și seacă și goală. Adică ne umplu într-un mod frumos. Dar cine e responsabil? Timpul. Dar fii sincer. Tu băi, sau... sincer, suntem amândoi responsabili. Doar că... Tu ești mai mult plecată, nu? Sunt perioade în care sunt eu mai mult plecată și sunt perioade cum va începe din septembrie în care va fi el mai mult plecat. Adică în fiecare zi, odată ce începe munca. În perioada asta eu sunt mai ocupată și
Hai, Delfiță, hai, mama, hai. Sunt, dintr-o săptămână sunt două acasă. Oh. Dar va veni și rândul. Dar cum e cu, dorm cu pisicile în pat sau cu vreun animal? De vreo săptămână nu mai dormim cu pisicile în pat, pentru că se oftică ăștia mici. Se oftică câine, nu? Da. Mam. Și fac tămbălău la ușă seara de seară. Fetița vine cu apetitul. Să nu ți se pară, nu știu, penibilă întrebarea, dar nu ți se pare că n-ai moment de intimitate cu patru animale? Nu! De ce? Nu-mi simt încălcată deloc intimitatea de ei. Sunt drăguți, sunt iubitori, sunt nebuni, sunt... Dar iubitul tău, care e la televizor sau când e cu tine așa, pare calm. Ce ți-a zis când ai venit tu acasă cu încă un câine? E, uite, asta zilele trecute ne-am certat. Eu eram la concert, plecasem spre Codlea, unde s-am găsit și o pisică nouă, care m-am întors acasă. Și el vrea să ducă cățelul. Cu o seară înainte încercasem să lăsăm noilor stăpâni, dar nu am reușit. Și a zis că îl duce cât sunt eu plecată la Codlea, că el nu mai rezistă, nu mai poate. A avut o cădere nervoasă. Ma. Dar și-a revenit, pentru că și el este foarte, foarte mare iubitor de animale și numai cu tati vorbește cu ea. Da? Da. Deci din hai să o ducem, hai de ce mi-ai dat-o, acum numai cu tati. Stai, stai că l-am pierdut pe alfiță, l-am pierdut câinele. Nu-mi pierde cățelul, nebună. Păi tocmă. Unde ești? Dar ce-ai făcut? Stai că ne-am încurcat în astea. Care e al meu? Asta e al meu. Ia-l. Hai, pe Diego, ia-l de aici. Nu! Hai, lasă-te și Diego, Diego este de original, el este primul. Da? Da. Uite, vezi ăsta mic, da. Cel mai mic și cel mai al naibie. Văzut un câine mare și de-aia. E sămânță de scandal, da, și sare. Dar sunt, nu știu, dresați, răspund la ceva, comenzi? Răspund la comenzi, popăm și mergem afară. Astea sunt comenzile de bază, nu? În rest, ei înțeleg tot, dar nu se supun de fiecare dată, nu prea interesează. Au personalități foarte puternice și foarte diferite, tot să știi. Fetița este cea mai drăguță și cea mai cuminte. La început a fost foarte geloasă, nu puteam să ne atingem de niciunul. Așa este acum Picolina, care e sus. Nu am scos-o aici afară cu noi pentru că e încă micuță și trebuie să-i facem vaccinurile înainte de toate. Robi, eu am ales să facem această plimbare prin parcul câinii pentru că îmi doream de fapt să facem cu tine conducând. Cam am înțeles că ai început școala da! De șofer. Dar am zis că n-ai luat carnetul și totuși... Ia poate-l mai am și pe Mihai. Și totuși să așteptăm până ți-ai carnetul ca să-mi fac curaj ca următoarea transmisiune directă pe care o facem să fie... Îți promit că următoarea... Cu mine în dreapta. Îți promit că la următoarea transmisiune îți voi oferi senzații tari. De la volan m-am apucat recent de școala de șoferi. Puteți să vedeți și la mine pe vlog cum mă descurc. Dar nu știam că nu ai carnet. Nu. No. Nu ți-a plăcut sau de ce? Nu că nu mi-a plăcut, pur și simplu, nu s-a lipit. Am tot amânat și până la urmă am zis gata. Și știi ce m-a activat tare? Ce te-a determinat? Am văzut că Dorian și-a făcut mașina culoarea albastră și mi-a zis că pot să-mi fac ce culoare vreau eu și ce imprim meu vreau eu și cum vreau eu. Și am zis, wow, pe bune, zic ce tare, Petița. Ia, trage de Diego, câine. Trage de Diego, trebuie să fii responsabilă, Diego. Ne vede Robert la televizor să nu ce-mi face. Robert, te rog, stai liniștit, Robert, că e totul în regulă. E totul în regulă. Așa mici, așa agitat? Nu ne mai lasă cu ei la filmări. Nu. Ia uite. Nu vă certați, voi sunteți frățiori. Vai de mine! Asta e viața cu căței. Aoleu! Vă rog, calmați-vă! M-am încălzit și eu. Mihai, tu cum ești acolo în platou, că la noi e cinț atmosfera. Râde de noi, îți dai seama. Nu, că lasă-l. Așa. Așa, vorbeam de imprimeuri, mașini. Deci tu tot pe din astea cu eu caracter nebunesc. Exact, tot la astea mă încânt. Și ai veleități de șofer sau? Băi, eu zic că da. Acum intrești tu la mine pe vlog. Așa. Pe Ruby, pe YouTube și te uiți și vezi cum cât merge. Cât mai e până termin? Mi-o cam iau peste mână de domnul instructor. Aula. Dar și râdem foarte, foarte mult. Faci școala pe mașină hidramată sau pe manuală? Pe hidramată. Nu e bine. De ce nu e bine? Ia zi tu că primesc o grămadă de comentarii și pe YouTube. Vai, nu e bine, nu o să poți să conduci niciodată manuală. Dar de ce aș vrea să mă complic, mă, da?
Pentru că, Doamne ferește, nu știi niciodată cum se, ce se întâmplă și trebuie să știi și manualul. Eu, de exemplu, nu mai știu să mai condu manuală. Eu o iau așa, încetul cu încetul, ce trage asta mic de tine, nu mi-e să cred. Da, mă extenuează. Deci vrei pe hidramată. Pe hidramată, păi, simplu, da. Ce să-ți dea peste mână șoferul? Uite, azi... La ce e greu? La parcări? La ce? Nu, am făcut parcări cu spatele, mă descurc foarte bine. Ai senzori? La mașină? Nu-mi dau seama. Nu mai știu, nu mai țin minte. Nu când contează. Parchezi cu spatele, piuie ceva și zice când e roșu, verde, portocaliu? Cred că piuie. Cred că da. Înseamnă că ai senzori. Așa, și... Cred că nu vreau să facem transmisiunea directă viitoare, eu conducând cu mașina. O să fie bine. Fac pe mașină hidramată și este foarte ușor pentru mine și foarte bine. Zi-mi la ce ți-e cel mai ușor atunci când conduci și unde te descurci mai greu. Nu-mi dau seama. Uite, azi, de exemplu, m-am confruntat cu o mică belea. Am intrat într-un sens giratoriu și am intrat pe trotuar cu roțile din... Cum m-ai făcut asta? Uite așa, nu știu cum l-am luat și am intrat în sens cu totul. Mi-a stat inima, mi-a bătut inima tare, tare. Și domnul instructor s-a certat un pic. Cu o cine? O să vezi. S-a supărat un pic. S-a supărat? Da. Nu e somnță de scandal. Da. E bine că n-ai intrat în cineva. Atât timp cât ai luat bordurile, Doamne, și încălzute la borduri. Asta mi-e frică, să nu, Doamne ferește, să intru un câini, un pisici, un oameni. Câini, pisici, oameni? Lasă că omul mai vede, se mai ferește, știi? Îl mai văd și eu, îl văd mai ușor. Dar panica mea cea mai mare să nu dau peste un patruped, că... Nu m-aș ierta o viață întreagă. Dar îți place asta cu șofatul? Îmi place mult de tot, mai am 8 ședințe și mă duc să dau de școala de șofer. O să merg în Megidia să-mi dau examenul, pentru că încă am mutația acolo. N-ai buletin de București? Nu, și nici nu m-am grăbit, mai ales acum ținând cont că trebuie să dau și eu de școala de șofer. Și între noi fie vorba, cred că e mai simplu la Megidia, două semafoare, un sens giratoriu. Adevărat că nu zici rău. Dacă, Doamne ferește, ratez... Un sens giratoriu e doar unul. Doar un punct mi se scade. Aici în București dau de mai multe. Dar ai început capcane. Să înveți și teorie? M-am apucat de teste prin ianuarie. Am făcut vreo 3 luni într-una. Am ajuns la rată de promovabilitate 100% și m-am lăsat. Acum păi 2 săptămâni Ruby. M-am apucat iar. L-am picat din prima. Dar înainte de examen o să îngraș eu porc în ajun. Da, o seară înainte, cum au făcut copiii la bac. Da, ce faci, renunți la șofer? Da... Eu eram mai mult cu Uber, cu taxi. Nu, când te duci la... Când mă duc la concerte, nu, n-aș putea. Mă gândeam că te faci și propriul tău șofer, propriul tău make-up, că ai zis că oricum te machezi singură. Nu. Bine, fetelor, vă mulțumesc tare mult, să știți. Pune marca. Vreți să-ți iei o mașină puternică? Hei, mă, da, Ruby. Șmecheră. Șmecheră? Vreau să-mi iau o mașină mișto. Mi s-a pus pata pe o mașină din anii 70. Din anii 70? Dar am înțeles că mă leg tare la cap, să nu cazi în lac, ferească Dumnezeu. Da, nu te lega. Dar am înțeles că mă cam leg la cap cu ea, pentru că... consumă foarte mult, e complicat de condus. Stai că vorbește Mihai. Fetelor, iertați-mă că vă întrerup plimbarea cu căței. Sunteți foarte, foarte... Sunteți două personaje. Mădălina, zici că este mătușa aia care vine cu... A învățat de ea niște lucruri în viață. Că școala de șofer trebuie să o faci pe cutie manuală. Că cine știe, apar niște modele de astea de mașini electrice peste 10 ani cu cutie manuală și nu o să știe săraca Ruby să conducă. Mădălina e de modă veche, așa. Ai văzut că ea își plimbă. Mai am și eu niște vecine care își plimbă pe toc căței seara, indiferent la ce oră, că ies la 6 dimineața, că ies la 12 noapte. Ele sunt întotdeauna pe toc, pentru că așa au învățat ele că nu e bine să te vadă vecinii nearanjată. Bun. Iar Ruby este ca de obicei ușor vinovată de irresponsabilitate, ușor visătoare, nepoata care acceptă toate sfaturile. Mi-a plăcut când Mădălina Bălan a întrebat-o pe Ruby, zice, da, ai mașină cu senzori? How? Și Ruby a zis, și alea? De ăștia de piuie, i-a explicat Mădălina, de ăștia de piuie, pi, roșu, sunteți absolut adorabile. Deci am avut the time of my life, ca să zic așa, urmărind acest material cu voi. Material, acest direct. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez. Mătușa și nepoata termină plimbarea cu căței. Noi ne întoarcem imediat.